Salutare și bine v-am la un nou video. Astăzi facem colecția de Chupa Chups. mi place foarte mult să colecționez lucruri și satisfacția că atunci când îmi spică ceva nou. Și am înțeles că e o colecție și mecre și vreau să văd despre ce este vorba. Ia uitați-vă ce avem aici. Două cutii Chupa Chups Surprise. 16 ani Le vreau efectiv pe toate. Și uitați-vă cum arată un din asta. Ta prima oară să iau asta de aici. Că asta, asta nu știu care e faza cu ea. Sunt o grămadă de chestii multe limbi. nu trebuie. Și uitați-vă cum arată practic este o maimuță, un leu și vă ziceați că un incest, habar n nu, ce... Oricum vreau să le am pe toate. Am aici una care n-am deschis-o, dar am luat că dat jos Carolina mai mult și o să deschid mai repede. Ia să vedem, să vedem, să vedem, să vedem ce deci este vorba. Deci prima dată îți dă o bomboană ciupa ciups de papa, da? Asta de aici, să pun bomboanele deoparte. Și primul animalus pe care îl avem, care trebuie să-l blam, este... Pare a fi un cățeluș. Da, Ia uite este un cățeluș, bă dar vreau toată colecția, dar acum îmi arată aici care e toată colecția ca să știu mă ce lipsește, uite-le pe toate cum sunt, voi le vedeți Deci avem așa, avem o maimuțică, avem un, vedeți așa de bine, avem o maimuțică, rinocer, cățeluș pe care l-avem, bă mai bine să le descoperim atunci când pică, dar dragon, uite dragon, nu vrea dragonul, vreau dragonul Dragon 6, o vreau de aici, mă le vreau pe toate. Bun, hai că țin asta aici ca să vedeți ce este vorba. Avem deja primul pe care o să lăsăm aici ca să vedeți care este faza. Avem două cutii. Vă dați seama așa că voi rupeți butonul de coco -like Să mai facem episoadele din astea în care deschidem chestii și să vedem despre ce este vorba. Este puțin enervantă chestia asta că nu este ușor desfăcut. Eu, 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 uite-te. Eu, uite, ia, uite, ia, uite, -te. Ia, uite și tu la mine cât mă chinu eu. Adică, probabil poți să deschizi cu mâna. Stai să încerc. Ce nu putem o să deschid cu mâna? Bă, asta se deschide cu mâna. Bă, cam greu să cu mâna. asta nu e făcută ca să mânce copii. Ce ți se deschide așa de greu? Hai că nu a fost chiar așa de greu. Ce ne pică acum? Pune bumbunica deoparte, vedem după ce facem cu ea. Ne pică. Ce e asta, mă? Stai, mă, că nu știu. Nu, nu, nu pot să-mi pe lista aia. Puteți să vedem ce este. ne-a dat chestia asta și ne-a dat... A... Ok. Pare a fi un ananas găurit. Și asta? Ah, ne-a dat fața. Hai că punem fața. El are două fețe, de fapt, da? Hai că punem fa o față aici. Așa. Așa, ia uitați-vă și o față aici. Fața cealaltă. Așa. Ia să punem. Deci, deci ia uitați-vă, este un ananas care pare înăuntru să fie o nucă de cocos. Aici e fericit, aici este umirat așa. Deci, A mă, că facem aici colecție. Ia uite, vă cum se umple colecția. Era și aici ananasul? Care era ananasul? Că nu-l văd. Bă, nu văd da ananasul. E colecție diferită? Bă, din asta pe care am luat ananasul, sunt niște legume găurite. Am două colecții aici. Bă, am două colecții, vedeți? Mamă, asta e avocado, ăsta e stânea cu fețe și astea sunt animăluțe. Am peste să le pun aici să văd. Deci eu am două colecții aici, colecții diferite. Mamă, eu să vedem. Dar ideea este că nu sunt chiar așa de ușor de făcut. Ia uite, știu cât se chinie e bă, mă. Vene, ele au un stil așa când le prinzi tot trage așa de ele și le se desfac. e chiar așa de greu, dar totuși. Ce ne pică? Ce ne pică? Țineți pumnii și dați like. Oh, bombonela. Asta este, bă, este din colecția. Să mă la colecție. Uh, da, este din colecția asta pe care vrem noi să o facem. Colecția cu jungle. Practic vreau să fac toate colecțiile, dar asta cu jungle. Mi se pare mai șmecheră. Ia să vedem. Ah, pe ăsta care l-am vrut, dar și dragonul vrea tătică. Așa. Asta e o pisică tigru, ce-o fi? Trece aici și așa, tot așa. Bun! Următoarea chestie. Așa. Să desface noi astea așa. Îs făcute așa, să nu cumva să le desfaci în magazin sau ceva. Oricum, le-am găsit destul de greu. Așa, trebuie să prins chestia care se desface. Ia să vedem, tragem de toate chestiile. Dar ce-o fi înăuntru? Deci eu vreau dragonul. Ăsta mi-l doresc. Băi, deci ăsta mi-l doresc. Completez grei să nu? Dar dați-mi, fraților, dragonul. Ce mi picat acum? Ce asta, mă? Pun și asta că s-ar putea să văd din ce colecție. În primul rând, din ce colecție este. Bun, colecția care trebuie. Ce avem aici? Ce asta, mă? Găină? Băi, găina asta. Asta e cocoș găină, ceva. Ia vin un coace. Ia să vedem. Ia să vedem asta cum vine. Deci asta e partea așa. Și asta e așa. Asta vine cocoșii. Gata, avem cocoșul. Ai găină sau... ăsta e cocoș. Cred că e cocoș. Scrieți în comentariu dacă găină sau cocoș, că nu prea dau seama. Trece aici. Așa, în spate, așa. Bun! Vedem ce urmează. Stai că iau și de aici, din spate. Mai avem destul de multe de desfăcut și faza este că vrea dragon la încolo. Nu știu dacă e cel mai rar sau nu, dar nu știu, parcă e așa nu Îmi plac dragonii. Ia să vedem ce colecție e. A, cred că e colecția aia pentru că avem aici o mai maimuțică. A, este prima din colecție maimuțica. Ce tare, mă! Ia uitați-o pe maimuțică dă-te mă ce drăgălașe treci acolo. Bun, hai că se îngroașă gluma. De cum se deschide partea asta, da? Bă, dar trebuie să ai unghii... Trebuie să ai unghii bune să desfaci Eu Ia uite și, tu. Ia uite -și tu că trebuie să trage aici. Ia să vedem ce pică, ce pică. Ce avem aici, ce avem aici? Bă, bă, nicio dublură, așa îmi place, măi, ce asta? Ce asta, măi? ia să vedem ce este. Șoarece? Ce grasă -i ce fain este, uitați-l! Nu o să vedem după aceea separat așa mai, mai intens. Acum să mai... să mai deschidem. Hai mă, dragonul! Vine și șarpele, fain. nu știu, toate sunt faine, nu știu ce să zic. Sunt colecții faine, dar dragonul mi se pare, nu știu, adică... Îl tot aștept. Dragonul. Ce a picat aici? Girafa! Cred că a picat girafa. Nu sunt sigur, dar cred că a picat girafa. Ia să vedem. Deci vine așa. Asta trebuie să fie girafă. Da, mă ca sigur. Ia să vedem dacă pun asta așa. Și avem girafa. Bun! Bine, bă! Pun aici în spate, că e mai înaltuță. Bine! Ce urmează? Așa, hai să vedem. Pleacă mă de aici. Mamă, dar greu să deschid astea. Așa. Poate prin am crezut că prinș o să le desfac mai ușor. De unde, frate? De unde, frate, se deschid greu. Așa. Ia să vedem. A, ah, au picat... Bă, ăsta e capra. Capra, țapă, ce-o fi? Dar scrie Jungle Zoo. Păi și ce, mă, capra e din junglă? Țapă e din junglă sau nu știu eu? Ce, mă, ăsta e animal sălbatic? Adică zic capra din aia de munte, ce drept. Da, mă, dar din junglă... Gorilă? Sper că e gorilă, da? Și mai atât înainte, găina de junglă? Uite, mă... Este găina de junglă. Să vedem ce pică. Uh, ce -i asta? Cred că... E bine că nu am! Bă, ăsta panda? Haide! ăsta e panda? Da, e panda! Bă, eu cred că ăsta de aici, pe care îl avem noi de aici, cu fructele, dintr-o altă colecție. S-au nemerit pus-o din greșeală aici, că asta altfel nu pot să-mi explic. Haide! Ce pică? Ce pică? Ce picat? Ba, șoricelele, mergem cu dubluri. Treci mă la îl facem. Da, treci mă la dubluri, o să le pun în partea din spate aici așa. Treci mă la dubluri. Bă, 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 Dragonul meu, bă, mai am aici. N-am desfăcut nici măcar jumătate, dar dragonul, da? Dragonul. Vreau dragonul. Tot ce-mi doresc. Dragonul. Ce știu, mă, bă, iară îmi dai găini din astea așa. Sigur, bă, sigur, sigur. Sigur era dragonul? Sigur că n-ai cum. Te mi-a dat găina. O facem că dă încolo de găină, cu ce ofite fi, te -mi la o gradă, dai eu, mai barna ce ești. Hai să luăm. Vreau dragonul. Ăla mi se pare că e el mai e șmecher. Scrie, descrieți în comentarii acum, dragonul, dați cocolai ca să-mi pici și mie noroc, ca să fie pe aici, că numai așa se întâmplă. Că vrei să pice dragonul, să vedeți voi cum este dragonul. Așa. Bă, hai mă, Hai mă, bă, ce greu să deschide, bă, și trag cu forța. Oh, bă, încep dublurile. Nu, bă, ăsta e pandalinul. Du-te, mă. Auzi, dar da, n-ar trebui într-o cutie să pună, gen, toată colecția așa frumos, să pună toată colecția într-o cutie și, da, cine o ia, toată colecția. așa e fain. Așa ar fi fost fain. A, ce bine am discutat-o pe asta. Am prins, make-ish, Dragon, dragon, dragon. Ce-i asta, mă? Bă, de Bă, ce mă ținu în dubluri? Pute, mă, stai puțin, ia să, să pun aici. Asta e cățelul, Azorel, cum îl cheamă. Îl avem aici, stai puțin, luăm asta. Deci uitați-vă și voi câte din astea uh, nu avem. Deci uitați-vă aici. Uitați-vă că avem șarpe la pe care îl vreau. Și mă, gărușul vreau dragonul, leu, elefantul. Păi ai opțiuni, mă, să împici o grămadă de opțiuni. Ce îmi pică mie dubluri? Trece aici, punem asta așa aici, ca să mai văd. Ce îmi pică mie dubluri când ai atâtea opțiuni ca să îmi pice, nu? Atâtea opțiuni faine ca să pice ceva bun și mie îmi pică dubluri. Păi se poate așa ceva, nu? E frumos! No. Haide. Hai mă! Leu! Bă, mi-a picat leu! Așa mai vii de acasă! Ia să vedem! Uite el frumos mai este leu, așa, așa da, așa îmi place, din mă, cu... de ce mai mic decât los, că leu e ureaș, dar n-am mă, hai mă, dragon, nu, să ne pice dragonul, unde mă, pe aici, a, pe aici, să zice să da? bun, ia, -a, a, da, ok, nu am l-am deschis o bine înainte, păi ia mă, girafa mă, ce fac mă, stau numai în girafe, toată viața numai girafă. Băi, a doua, a treia girafă? Care nu? Trebuie să mă uit după la, la dubluri să văd. Ia uite și pe păi, pune din astea așa girafe și alte chestii, pune în loc să pună dragoni. Pune mă, mai mulți dragoni, lumea avea dragoni. Nu contează ce vrea lumea? Păi nu. Ce, uite, n-am deschis-o bine. Iar face din astea așa. Dragon, dragon, dragon. Iar mă, cățelul! Dar nici nu-l mai fa ba, îl fac. Ba, l fac, las, l fac, să le-am făcute. Iar mă cățelul. Dar ce fac mă cu atâția căței, mă? Te mă, că am prea mult câini la casă. Greu de hrănit după. Adică se vede clar care sunt rari. Da? Se vede clar. Gândiți-vă că am luat două cutii, da? Se vede clar care sunt rari. Dragonul sigur e șmecher pentru că nu pica nici până acum. Dar șerpi, elefanzi din ăștia iar nu picat. Deci, vă poate, poate, pică dragonul? Oh, dar l-avem pe tigruță tigruță, ia uite și tu oh, tigruță, te mai avem. Dați mă, dragon și alte chestii. Oricum mai am desfăcut Ro 10, deci am șanse de dragon. Colecția asta e o colecție grea. Bă, toate chestiile care le-am făcut, asta, asta nu știu ce apucat-o, măi. Dragonul! Mi-a picat dragonul! Mi-a picat dragonul! Dragonul! Ia uitați-vă, mai la vină încoace cu frumusețe. Ia, uite cât de frumos e dragonașul. Ia, uite cât de frumos este dragonul. Asta e cel mai rar. Uitați-vă la el cât de frumos este. Doamne, ce frumos este dragonașul. pune aici în față, frumos. Oh, asta nu stă? Așa, l-am pus eu bine. Așa, cel mai șmecher. Bun, care de aici mai vrem, e fain? Mă, nu știu, îmi place șarpele. Chiar îmi place șarpele. Și elefantul vreau. Păi vreau pe toți. Dă-mi da pe toți, deci dă-mi da pe toți 16. Hai să scoatem pe de aici, că asta e din altă colecție. Să numărăm să vedem câți avem unici din 16, da? Deci avem așa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bă, eu zic că mai poți să-mi dai 6 să fac și o colecție, nu? Că mai am aici desfăcut 9 din astea și dăm 6 pice. Lasă-mă cu atâtea dubluri. Hai mă să-mi pice toată colecția, dar vreau șarpele. Nu știu, îmi plac ăștia verzi. Nu știu, îmi plac ăștia verzi. Cred că scad Ce ăsta? Țapul. Bă, dar nici nu mai fac. Adică, îmi dai tu dubluri din astea pe care... Uh, unde ești? Unde? Aici am să deschide. Ia să vedem ce pică. ce L-am păstat. Șoarecele, bă, dar numai șoarecele. Cred că am vreo trei șoareci, măi, aici. Trebuie o pisică după, că îți dai seama că fac numai nebunebunii ăștia. Am picat dragonul, a trebuit să fiu foarte bucuros și sunt, dar mai dați-vă din colecție să facem. Hai n-ar fi să terminăm chiar și să terminăm colecția. Ar fi foarte și șmecherie, da? Ce pică acum? Elefantul! Da, mă, tăticule! Dăm așa bun! Elefantul! Nu mai trebuie 5 completăm colecția. Nu dacă o completăm, că mai am 5-6 de desfăcut, dar... Vă uh, ducem bine. Elefantul. Ia -i ce frumos! Îi trece acolo lângă șoricioi. Mă, dai greu capul elefant. Așa. Hai să mai luăm. Ce mai avem pe aici? Ia să vedem. Așa. Șarpele, nu știu de ce îmi place. Îmi place cum arată. Da dragon, bă, stai și mea, mă. Ce pic aici? Ce asta? Ce asta? Măgărușu! Bă, mi-a picat măgărușu! Du-te, mă, ce noroc pe mine, pică în, din astea, fac colecția. Ia uite, mă, au picat găina asta. Așa. Uite, măgărușu! Uite ce drăguț! O să le -o arăt pe toate după aceea, să le arăt pe toate. Aici nu mai am niciuna, mai am aici câteva, se îngroașă gluma, deci gluma se îngroașă bine de tot, pentru că nu prea mai avem. ce asta? Leu, dar mai avem. Ești frumos, leule, n-am ce să zic, dar mai avem. dați noi. Deschide. Hai, mă bun nu cred că mai pot să deschid degetele mele, sunt cam... Uh... Hai mă, ce pică. Dați-mi șarpele sau... Elefantul. Bă, l-avem, l-avem, l-avem. Deci pe care nu mai avem, ia să vedem. Deci din câte mă uit aici, ne trebuie șarpele. Bă, sunt două feluri de girafe. E girafa asta și asta e cal, cred. Girafa și cal. Uh, și taurul ăsta-l vreau. Vreau taurașul! <coughs> vreau taurașul, mai, Hai mă, dați-mi aici bunătăți. O, oh, ce greu se deschide. Bă, se deschide foarte greu. ce asta? Băi, rinocerul, măi! E ceva nou? Du-te, mă complica rinocerul, nici pe nu-l aveam. Ai, ah, da, greu se deschide, Bă, nu mai mă pot, sunt dește. Mi s-au deschis atât de multe încât nu mai pot. Rinocerul. Ne mai trebuie foarte puțini te chiar facem. Ia uite-te. Așa mai colecție. Bă, mai avem deschis patul din astea. Și fața este că ne mai trebuie câțiva. Haide. Haide. Vă simt că mi-am degetele de la tuta Vă spun sincer. La tot deschis. Partea asta e grea. Uite asta care o fac acum. Asta e grea. Probabil e făcut așa să nu mânci multe bomboane. Ce picat de aici. ce asta, mă? Eu arbori nu o dar ce faci, mă? Tu dai mie dubluri? Mai dăm și noi. Ia să vedem. Ce ne pică. Hu! Uh! Nu mai pot cu emoții. Ne-a picat calul, e nou! Căluțul, ne au picat căluțul și ăsta e nou! Nu-l avem, ne mai trebuie... să să ce ne mai trebuie. Așa, căluțul. Uite ce căluțul. Practic ne mai trebuie taurul și șarpele. Bă, nu mai trebuie taurul șarpele? Da, mă, astea două. Taurul șarpele. Și mai avem deschis două. Bă, deci dacă pică din astea două, e nebunie, mă. Tauru, șarpele. Așa. Ia să vedem. Bă, dar ce te deschizi, mă, așa? Bă, mi-o picat șarpele, bă! Ești nebun! Du-te, mă, șarpele! Ia uite! Ce frumos Ce frumos -i. Ok, ne mai trebuie tăurașul. Ok. Mai avem una desfăcut. Oh. Una singură mai avem desfăcut. Și ne pică, și ne pică tăurașul. Asta să facem colecția. Oh, Ai de mine, hai de... Tăurașule, tăurașule, hai mă la tăticu. Vine mă la tăticu. Deci dacă pică din asta tăurașul, ați da like. Că trebuie like pentru noroc și pentru astea, ca să-l avem pe toate, da? Și ăsta. Oi, maimuța, nu ne-au picat. Ah! Dar nu contează, le facem noi, ori le luăm la schimb, ori așa. Uitați-le, am să le pun în ordine, să vi le arăt să le pun în ordine, da? Deci prima este maimuța, o vedeți cum arată, da? O pun în ordinea care este așa pe... în ăsta. Să vedeți cum este maimuța. După aceea, după maimuță, este acest rinocer care pare să stea în picioare. n știu că rinocerii pot să stea în două picioare, prima oară când aflu asta. Am crezut că rinocerii sunt mai grei și nu pot să stea în picioare, dar se pare că stau foarte bine în picioare. Așa. După aceea avem pe Azorel. Uite-l, cățelul. Punem aici pe cățelul, pe Azorel. După aceea avem... Ce este asta? Capra sau țap? Nu știu. Eu o pus-o că stă cam așa. O pun și -o așa. Așa. După aceea l avem pe șoricelul Chițu. Șoricelul Chițu îl punem aici. Perfect. După aceea avem pe căluț. Șoricelul Chițu, nu știu dacă vi l-am arătat, el este așa, este un grăsuț este foarte fain. Așa. Și aici îl avem pe căluț. Punem aici. Și după aceea îl avem pe elefant. Fain, fain elefantul. Și după aceea l avem pe tigruț. Fain tigru. Așa. Și după aceea se lasă de sub. Aici îl avem pe leuț, regele junglei, leul. Foarte fain. Punem aici în față la mai muțică. După aceea avem girafa. Am vrut așa pentru că știu că urmează dragonul! Urmează dragonul. Uitați-vă, măi, că de fain e dragonul. Ia uitați-vă, nu știu, îmi plac dragonii. De ce are aripile așa mici? Că poate să zboare cu aripile Așa. După aceea urmează pandalinu. Panda! Stai bine, leule? Uitați-vă cum arată un panda. Că n-ați văzut un panda în viața reală. Îl vedeți acum? Așa. După aceea urmează măgărușul. Așa și după aceea urmează taurul pe care nu-l avem și după aceea urmează șarpele pe care-l avem și este tare șmecheros. și îl punem aici, aici și după aceea urmează găinușa <gântuia> și o punem aici, așa și asta este... Hmm. Mi-a doar asta. Faină colecție. Ideea este că mai este și colecția asta dinainte, pe care n-am studiat, dar poate o fac cu altă ocazie, cu fructe. Par a fi fructe gaurite de râme, din cât îmi dau seama. Da, da, uite-te. Știi? Pot să pun ce față vreau. Perfect. Nu mai am din după cum vedeți. Dar în spate am... Mai este una! Bă, deci dacă îmi pic acum, mai era una care o căzut. Deci dacă îmi pic acum, taurul plâng! Du-te, mă! Mai era una. Nu știu de O fi căzut. Mamă, deci dacă îmi pic acum taurul... Aaaa! Și așa norocos, dar aș fi și mai norocos. Picat un cal. Na, da, asta e bun. E bună treaba. Ce să zic că mai am surcat. Uitați aici, nu știu dacă vedeți voi, am aici dublurile, destul de multicele dubluri. Nu le-am mai desfăcut, dar hai le desfac acum, să le fac destul de repede, că până la urmă tot, tot trebuie să se le fac. Punem aici toate dublurile. Avem o grămadă de dubluri, stăm bine cu dublurile, eu zic. Mi-mi place să am colecția. Bă, dacă ai colecția. Și, nu știu de ce, uneori îmi place să am toată colecția de două ori. Nu știu. Toată colecția de două ori. Faza este că mi-a picat dragonul și asta. Nu cred că este. Deci, sincer, nu cred că este un foarte rar, cum se cheamă, tăurașul. S-a întâmplat să nu pice, dar n-are cum să fie rar. Tăurașul mai rar cred că e dragonul. Sau, da, dragonul cred că e cel mai rar. Asta e părerea mea. Scrieți în comentarii care credeți voi că este cel mai rar. Eu chiar cred că pe dragonul. Chiar dacă nu, nu mi-a picat orașul, dar poate cutiile astea erau desfăcute, n-am găsit cutii sigilate. Și probabil cineva a picat orașul, sau poate să nu poate să nu fi pice în cutiile astea și să le pice numai tăuraș oraș. Așa. Uitați aici, acum, bă, da, ce greu să pune asta. Punem aici dublurile, să le vedeți. Stul de multicele dubluri. Era fain dacă era și un tăuraș oraș. Dar bine și așa, fac eros cu ocazie. Așa. Ia uitați-vă aici câte avem. avem. Stăm destul de bine, dar stăm foarte bine cu colecția. Uitați-vă ce frumoasă este colecția, iar aici sunt dublurile. Deci chiar o ducem foarte, foarte bine. Pe asta am toată colecția. Rupeți butonul de coco, like, scrieți în comentarii ce fel de colecție mai facem și ne vedem data viitoare. Pa, pa!